credință în Dumnezeu, cu bucurie, cu liniște sufletească și cu tot ce poate fi mai bun. Ați știut să păstrați ceea ce este mai bun la dumneavoastră aici. Cântecul, portul și fânul minunat, mirosul lui. Așa este. Nu pot să nu remarc că aveți un om minunat. Un păstor al dumneavoastră. Domnul primar Țărului Doru. Așa este, cu aplauze vă rog. Un om cu suflet minunat. Un om care știe să ducă mai departe această manifestare. A știut să bată la porțile Consiliului Județean, la domnul președinte Marius Bălu, să îi ceară atât sfatul cât și sprijinul material. Dați-mi voi atunci să invit în scenă pe domnul primar Țărului Doru, pe domnul președinte al Consiliului Județean Marius Bălu și pe doamna deputat Dorința Chircu. Bine ați venit! Bine v-am regăsit și bine ați venit, domnule președinte, așa cum spunea și domnul prezentator. Bine ați venit, doamna deputat, la cea de-a 40-a ediție a sărbătorii Câmpinești pe Stradul Bolenza. Vă zic, bine ați venit și dumneavoastră, celor ce sunteți astăzi alături de noi. Vă doresc să aveți o zi plăcută, să vă distrați bine și să urmăriți cu atenție și cu drag spectacolul nostru. Vreau să dau mai departe microfonul domnului președinte Marius Bălu. Bună ziua tuturor! În primul rând mulțumesc pentru invitație, domnule primar. Vă mulțumesc dumneavoastră pentru că prin prezența dumneavoastră aici faceți posibilă organizarea în fiecare an acestui minunat festival. Prin prezența dumneavoastră aici faceți să se păstreze vie tradiția acestor locuri și vă mulțumesc pentru acest lucru. Comuna Cireșu reprezintă un punct important în strategia de dezvoltare a județului, strategie concepută de Consiliul Județean. Există studii pentru redarea în circuitul turistic a peșterilor Ponicova, Ponoarele și Topolnița. Avem identificate soluțiile pentru a reda circuitului turistic aceste peșteri. Și așa cum anul trecut v-am promis că până în acest an voi asfalta jumătate din distanța de la Severin la Cireșu, așa vă promit că la anul viitor vom veni pe asfalt până în comuna Cireșu. Să vă dea Dumnezeu sănătate, să ne revedem cu bine. Doamne ajută! Bună ziua, doamnelor, domnilor și pentru măicuțele care au venit îmbrăcate în straie de mare sărbătoare, în costumul nostru minunat, tradițional, popular. Sărut mâna! Bine, ne-am regăsit după un an. Acum un an eram tot împreună la această minunată sărbătoare care, prin grija primarului, a viceprimarului și a echipei de consilieri, devine din an în an o sărbătoare tot mai bine organizată. Mulțumesc de invitație. Mi-aduc aminte că anul trecut președintele Consiliului Județean făcea o promisiune. Mi-aduc aminte când veneam la Cireșu pe un drum greu de parcurs și de fiecare dată mă gândeam la cei care au familiile, părinții la Cireșu sau invers, locul de muncă în altă parte, că sunt oropsiți să facă acest drum, poate unii dintre ei chiar zilnic. Acum, o parte din promisiune a devenit realitate, dar asta nu înseamnă că nu mai sunt încă multe de făcut la Cireșu. Vă salut în numele meu personal, pentru că, așa cum am spus și anul trecut, sunt deputatul colegiului în care intră și Cireșu și vă salut în numele domnului senator Mihai Stănișoară, care este la București, dar cu sufletul alături de sărbătoarea de la Cireșu. Mulțumim că avem posibilitatea ca să vă spunem câte ceva din ceea ce dumneavoastră meritați să știți,
pentru că dumneavoastră ați făcut posibil ca noi să mergem la București și să ne batem acolo pentru județul nostru. Avem și vești bune în Noianul de vești, care, mă rog, au fost poate primite cu oarecare reținere, sunt și vești bune. Eu, împreună cu senatorul Stănișoară, am trimis către școală o sumă care să ajute la reabilitarea internatului acestei școli. Săptămâna trecută m-am întâlnit cu ministrul educației gândindu-mă la copiii din Cireșul și la faptul că am făcut promisiuni pentru un mijloc de transport. Și avem promisiunea ministrului educației că vom primi până la sfârșitul anului un microbuz nou pentru copiii care merg la școala din Cireșul. Și nu în ultimul rând, putem spune că vom avea în curând și un director la această școală care să preia pe domnul Popescu, să preia soarta acestei școli în mâini, să facă cu sprijinul nostru din școala Cireșu o școală accesibilă și egală cu alte școli din orașul Drobeta, Turnul Severin și din județul Mehedinți, să aibă grijă împreună cu noi de copiii dumneavoastră. Vă doresc la această sărbătoare să petreceți așa cum v-ați gândit dumneavoastră, deci foarte bine, mulțumim organizatorilor, vă doresc sănătate și de fiecare dată gândul este la dumneavoastră. Odată fiind întrebată la București dacă sunt mulțumită că sunt deputat și că sunt în București, am spus că mi-e dor de fiecare dată de curățenia oamenilor din județul meu. Sărbătoare frumoasă, sănătate, vă mulțumesc!